Crăciun fericit tuturor! Vă mulțumim din suflet tuturor! Vă mulțumim! Vă iubesc! Și vă iubesc! Cine te iubi, mamă? Pupați-mă mână! Avem emoții! Începem până a vă prezenta masa noastră de Crăciun. Vă invităm pe toți, pe toți care ne urmăriți, vă așteptăm cu drag la masă să serviți cu noi din bucatele noastre pregătite de mine. Nu că nu aș mai avea, că avem și sarmale și nu mai avem unde să le punem. Corect. Vă invităm la o felie de cozonac, la salată de biof, la pâine făcută de casă. Aici vă servim cu antipasto, fructe, ce doriți dumneavoastră, să servim un pahar de șampanie, să servim și ceva tărie, ce doriți dumneavoastră. Vă invităm la un marcini. Mulțumim Dumnezeu, mulțumim Dumnezeu cine că avem. Cine nu bea alcool, invităm la un suc, o cafea. Ce doriți fiecare? Vă mulțumim! Foarte cu bine, haideți la colindat că primi colindători! Vă așteptăm cu mare drag să ne colindați și să vă mulțumim tuturor din tot sufletul nostru că ne-ați susținut până acum, ne susțineți în continuare, ne trimiteți mesaje de felicitare, de sănătate. Nu avem cuvinte să vă mulțumim! Vă mulțumim din suflet tuturor! Mulțumim mult! Atât, mă, mai zici ceva, zic și eu. Zici și tu. Tu nu zici nimic, Ali. Sărbători fericite, multă sănătate, să aveți cea mai bogată masă de Crăciun și de anul nou. Și în tot cursul anului, că așa e frumos. Și din partea mea, Spartanul Mirciulică Gordon, vă doresc sărbători fericite, TikTok, Facebook, YouTube și să fii mai bun, oameni buni. Vă invit cu drag la o masă bogată din sufletul nostru și din munca noastră să vă dăm tot ce e mai frumos. Vă pupăm toată comunitatea mea, că nu mai am cuvinte cât să vă mulțumesc pentru tot ce îndurați pentru noi, pentru că sunteți alături de noi și respectul și mesajele frumoase care le primim de la voi. N-am cuvinte. Același respect îl primiți și din partea noastră toți. Deci vă respectăm în egală măsură pe toți. Să nu vă supărați, dar noi respectul dăm tuturor același respect. Noi nu facem diferență. Noi diferență, dar acolo ceva un pic. 1%, Gabi, Loamea și Alău. Să știe. Mai nebuni țiganie, te pup, te iubesc. Celia, te iubim. Sora mea, Celia, care... E sora mea care n-am avut-o niciodată, sănătate la tot ce iubești tu, la familie, la mama ta și special pentru Ionuț, prietenul meu, sufletul meu și pentru Alex Nae, americanul, pentru toți. Pentru toți, Johnny, Alinuța, tot să vă dea Dumnezeu sănătate, copiilor voștri, copiii voștri să fie... N-am ce să zic, spără... Avem emoții. Nu știu ce să mai fac. Bă, mă vedeți și pe mine pe acolo, undeva, mă vedeți, mă vede așa mama. Alo, să ne înțelegem. Bolondul-i bolond, lăsați bolondul bolonzii alu. Mă, nu mă prinde așa că iară mă ia căldurile. Iubesc, mama. Ce? Te iubim. Și îți mulțumesc, uite, acum o fac, o fac de mult eu. Fiindcă nu o să fie niciodată destul și să-ți mulțumesc pentru cei 5 ani frumoși și ție și lui Alin, vă mulțumesc și lui Dan, care e în România, îi dorim sărbători fericite fetiței mele. Dan, dacă vezi video-ul ăsta, noi, familia ta, bună rea cum suntem, îți dorim sărbători fericite fetiței mele, Larisa, surorea mea din Franța, Adina, frate meu Adi, și special tatălui meu, cu tot că m-a demigrat, lasc arcul jos, săcurea îngropată, îți doresc, tată, sărbători fericite, Crăciun fericit, chiar dacă ai făcut ce ai făcut, eu pot să trec peste asta, astăzi, că de mâine, aola, din țără de sărbători fericite la toată lumea. Și eu vreau să spun sărbători fericite cumnatei mele, Adina, cumnatului meu, Adi, la Antonia,
Bravo. Și copiilor voștri. Tan, vă, și copiilor voștri vă spun multă sănătate, fericire, Crăciun fericit și sperăm să ne vedem cât mai curând. Deci bunul Dumnezeu să ducă acest virus periculos, să ducă unde l-o duce, numai să fim liberi cum am fost și să putem pleca oriunde ne dorim noi în lumea asta. Și cu drag vom veni la voi, că știu că ne așteptați cu mare drag, dar nu, suntem ținuți. Așa cum e situația, da. Așa asta e. Dar noi mulțumim bunului Dumnezeu și vă rugăm din suflet să aveți sărbători fericite, pace în suflete, liniște și masa plină de bucate să vă fie în fiecare zi, nu numai în zi de sărbătoare. Vă mulțumesc din suflet, oameni dragi, nu am cuvinte să vă mulțumesc. Credeți-mă că nu am cuvinte să vă mulțumesc tuturor. Să aveți pace și liniște în suflete. La mulți ani, cu sănătate. Ok, poți să mai ieși eu ceva? Da. Bun. Poftă bună. La masa de seară de Crăciun, strângeți-vă în brață, sunați-vă părinții, sunați-vă frață și spuneți măcar în ziua de astăzi un Crăciun fericit. Că asta contează ce mai mult. Bate-l astăzi, astupați săcuria răzbunării sau ce vreți voi, lase mamă, că să-mi dau o perică, nu văd. Le-am ușor dat seama. Am ușor dat seama să-mi dau o perică de ochelari. Vreau să vă spun Crăciun fericit și lăsați tot ce e rău în ziua de astăzi. Eu știu că eu sau mulți alți YouTuber nu putem opri lumea, fiindcă așa e lumea, dar încercăm măcar astăzi să spunem un Crăciun fericit. Ție care te uiți și te nevezi, îți dorim un Crăciun fericit. O picătură de fericire într-un mare ocean. Îl primiți de la noi, de aici, din Irlanda. Tuturor românilor le dorim multă sănătate oriunde s-ar afla în lumea asta. Vă dorim sărbători fericite, multă, multă sănătate și multă fericire. La mulți ani cu sănătate. La mulți ani, român, dragi. La mulți ani, spartanic. Comunitatea lui soția mea, Mihaela Turcă, vă iubim. Sărbători fericite. Avola. Și vă așteptăm cu drag la masă. Vă invităm cu drag să gustați din bucatele noastre. Vă mulțumim. La mulți ani. Și poftă bună să aveți. Poftă bună. Bon appetit. Bon appetito. Bon appetito. Avela.